Hello everybody and welcome back to Romania's Dual Sport. This is Dragos for you speaking. We have a beautiful autumn day. Actually, it's late autumn because we are in October. It's 6:17 of October and we are here to do the strategic road as we do it every year. We are 9 motorcycles this year. It's a little bit rainy. It rained yesterday all day, but today it's supposed to, we are supposed to have a good and great weather. So stay tuned guys for this year's strategic road and I will keep you posted. Ciao, see you in a bit. So hey guys, we are off again. We are going towards the entrance of the ride. We are connected four riders in this group. We hope we're gonna survive until the end of the trip. Let's see. Somebody told us that yesterday we had heavy raining, so it should be tricky. Nu e așa, băieți? Prezentor. We hope so. Uite, am intrat în Valea Moceșului. Deci ușor, ușor ne apropiem de traseu. I hope you're filming. Nu. Why? Încă nu. Why not? Stai să mă văd acolo. Și plus că n-am foarte mult baterie. E, uite, vezi soluția pe care am adoptat-o eu, nu? Am văzut-o pe ei, mi-am notat și eu astăzi 10.050. Păi da. Toată ziua filmez. Da, da, după aia trebuie să rezolv problema... Da, mă, cardurilor. Ce, arcuri? Tu cardurilor, SD. A, da, și una. Le schimbi. Presiunea. Da, mă, imediat. A. Trebuie să fac și o setelă. Mă duc după Marius. Hai, vezi-te. Hai, Gabi. Unde e ambreiajul ăsta, mă? Ce ziceți, mă, băieți? Suntem bine. Mulțumesc. Hai. Ready? Ready to race. Saba. Deci cine vrea să o ia pe stânga, pe acolo, pe sus, să o ia, dar cu viteză, nu de pe loc. Dragoș e în gust undeva. Ok. Virgil, dacă o iau prin stânga? Dacă o iei prin stânga, să vii cu viteză, că este cu înclinație și cu noroi. There you go. Well, let's return to our ride, which is fabulous. Really fabulous. And yeah, my tires are shit. I think this is the first time that we are doing this strategic road so far in the autumn. It's the first time. So guys, I need to tell you my plan. You know that I've been riding KTMs for so long and I'm a big, huge KTM lover. But now is the time to change my KTM. My trustworthy 990. For a 790, for a KTM as well. This one's a 2007, so it's time for a new technology. And I've decided to buy the 790 Adventure R.
When? I don't know. Marius took a big fall. Well, he tried to get out of the ditch. I think a little bit too early. Anyway, he hurt his leg a little bit, but hopefully, happily, it's not, nothing is broken. It's just a big pain, you know. Anyway, let's see some very nice drone shots with the guys leaving. Here you go. Okay, guys, this is the beauty of our nature, of our country. I love riding in my country. Oh my God, take a look. Take a look on the landscape. We are going to exit from the from this road on a road called Transalpina. This road is a very nice one, a beautiful road. And this morning was snowing there. It is at 1800, I think, maybe 2000 meters. Height, altitude, and we saw some reports of snow this morning. Let's see, should be interesting, huh? Bă, și am prins niște drone shots cu voi, dar... Da? Da, my mama would be proud. Ah, oh, uleu, Marius, ușor, ce prost, nu mai urcam cu ei mai bine, mergi mai bine. Poate pe dreapta. Oh, oh, ușor. Sorry, Gabi. Oh, ce dragoș. Ah, nu erai tu, era... Nu, oh, mă, eu stau în spate, bă, eu vă urmăresc. Oh, yeah. Uite, mă, Marius, pentru tine am pus floricele astea, mă. Poți mai spui o dată, te rog? Pentru tine au pus floricele astea pe câmp, să-ți încânte ochiul. Are cineva ceva droguri de durere? Nu? Marius, îl dai piciorul. Două ore am în capăt.
Dar dați-vă la o parte. Păi hai să-i dăm, ne mai oprim? Bă, ne mai oprim sau? Marius, mergem sau mai stăm? Celălalt, ăsta e ok. Nu știu, nici nu-mi dau seama, cred că toată... A căzit motorul peste și mi l-am sucit. Hai să mergem atunci. Hai, ne oprim la izvor, că suntem în 5, știi? Hai să ne oprim la izvor. Recording. So now it's coming the famous forest who takes us to the spring. You know the spring of the cow. Told you about it in some previous strategic road vlogs. But until then, let me show you some beautiful drone shots with the guys leaving. Yep, slippery. Oh my god. Jesus, man. Oh my, do you see, guys, the landscape? Do you see the autumn? Do you see the colors? Absolutely unbelievable. Oh my god. How can you not love my country, huh? Oh my god. Oh my god, absolutely incredible. What a landscape. Let's hope that Marius will feel a little bit better with the foot, because he was hurting a little bit back there. He said to us that on the system that he feels pain in the foot. It's normal after a 200 kilogram motorcycle falls on your foot. Absolutely normal to feel that. I'm sure it's nothing very bad, like a broken bone or something, but still hurts like hell, and it's normal. Yo guys, everything is still green. The grass is green, the forest is becoming a little bit brown, but it's a mix of brown with green, and it's absolutely fabulous. Marius, dar nu vrei să te iau eu pasager? Totuși că nu mai e chiar atât de mult. Nu mai e chiar atât de mult. Ok, bine, brother. Hai, cu drag. Stai liniștit, refă-te. Și eu am pățit-o cu mâna rău.
Well, what can I say, Marius is really, really hurting. Oh my God, I feel so bad for him. But he cannot continue the ride because the foot is hurting so bad, and he cannot keep the balance. As soon as he touches and or he puts weight on that foot, he's hurting a lot. So unfortunately, he cannot continue. There's a descent from here to a small town called Chungetu. Right there, he needs to. From there, there's asphalt. Actually, you can go back to the hotel on asphalt. What can I say, huh? I think we need to take him there. Hello. Huh? Da, băieții vin în spate acum. Virgil cu Marius. Marius nu prea mai poate să calce în ăla, cum pune presiune și nu mai poate să ține echilibru. Și atunci eu cred că Colean Ciungetu trebuie să o ia cu el pe asfalt. Recording. Fucking 990s. Ia de aici, ia. Hai, brother, să te văd. De ce nu vorbește? Are fi conectat. Nu ne aude. Aș fi vrut să-l depășesc. Depășește-l. Alright guys, so we have in front of us only KTMs. And your one and only Dragoș is riding also a KTM. Ho, 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 what the fuck? What the fuck? Ai nevoie de ajutor? Ce-a spus, Simon? Nimic. A minor setback. Stai liniștit. E Virgilon al nostru. Stă obișnuit cu el. Urcă pe cele mai futute culmi și o zbârcește pe drum drept. Trebuie să facem și cu asta. Da. Cineva trebuie să facă și pe asta. Yes, my love. Fucking 990s. So guys, very soon it will be only 790s. Fucking 790s. Yes. Exactly. Only 790s. Look at the number of Virgil. Bucharest 790 GYA. Whatever it means, only he knows. With the BMW strap on. Yes. Da. E la locul lui, unde trebuie, adică la cur. L-ai luat și pe el să vadă cam cum trebuie să mergi cu o motoretă adevărată. Ce înseamnă adevărat o motoretă? Așa că să stea la locul său, acolo, la fund. Nu-l bătea. Lasă așa, mă, gata, mă. Bă, e vina mea, fratele meu. Lasă-l în pace, mucața și pana ta. Ce? Lasă-l în pace, nu-l bătea. Nu-l bătea. Eu zic că ăsta trebuie să-l iau acasă acum. Cu Yataganu. Ah, ce băț bun, boss vecin. Mamă, ce băț. Marius, dar mergi și tu mai pe șanțul ăla. Be cool. Fără ambreiaj, da? Fără ambreiaj, bravo. Fără ambreiaj, că nu știu. Doar accelerație constantă. Nu accelerezi, nu decelerezi. O ții la fel. Bravo. Aie, mă, iau-te. Mă duc la munte azi. Mă duc la munte. Am învățat băiatul, mă, iau-te. N-ai treabă cu el. Așa tot.
Mom nigger. My little nigger. Constant, da? Nu uiți. Ah, by the way, I highly recommend to you mesh connection from Sina. It is unbelievable. Very accurate, pristine, crystal clear, you can hear everything. The distance of connection is very, very good. Unfortunately, my Tensi Pro cannot or doesn't have the mesh technology. You can add something, but I'm thinking to wait a little bit because, you know, I need a camera as well, not only the communication. So I need to wait a little bit. Maybe the next camera Sena will develop will have the communication with the mesh inside. Crossroads, here we need to take a left. We need to take a left and to go back to the hotel. Ah, my brothers. My brothers are here and stopped. Asta e ciungetul. Da, brother. Și e... E ok, Marius? Da, e ok, ok. S-a oprit, l-a pus Virgil să se oprească, să se uite la roata, la ceva, nu știu la ce, dar e ok. Lefty, loosey, tighty, cum e? Righty, tighty. Lefty, righty. Loose. Lefty, loosey, righty, tighty. Aici să rămân tot în a doua? Mai bine pune-o, da? Întâia. Pune-o întâia ca să stea așa în frână de motor. Dă-i, Sabin! Dă-i, Sabin! Da. Dă-i, Sabin, ce pasă! Bă... Mă ține din loc! Nu credeam să-mi bag pula să la opă. Îți dai seama câtă bine să simte animalul pe 790? Dacă a ajuns el, dă-i, Sabin, ce pula! Îți dai seama ce bine să simte animalul pe motor? Dar cum? E pildă motocicletă asta. Adevăr că e fabuloasă. Dacă vrei să mă depășești, eu să merg în cer. Nu, te depășesc. Nu te depășește nimeni, Marius, pe tine. Da, mă, știi că a ieșit, s-a inventat lanțul fără întreținere? Cum asta? Are un coating de teflon foarte, foarte dur și nu ai nevoie de ungere. Ena. Da. Este, a fost prezentat la salonul auto. ECMA? La ECMA, da, bravo. Și... Aha. Și au făcut și de-aia, cum îi zice, brevet. Deci au brevetat-o. Frumoasă țara asta, mă. Băi, e ceva extraordinar. Și îți spun sincer că ceea ce vezi vara, în același loc, dacă îl vezi, diferit, e diferit toamna, frate, da. Și îl vezi altfel. Și e... De-aia am insistat. Hai, mă, să mergem. Hai, mă, nu, să nu le lăsăm, știi?